fost o zi importantă pentru Cristina Cioran. La Tribunalul București s-a judecat prelungirea ordinului de protecție solicitat de Vedeta TV împotriva lui Alexandru Dobrescu. Imaginile arată, dacă mai era nevoie, o mamă cu chipul transfigurat de spaimă și durere, încercănată și cu o privire golită de sentimente. Cristina Cioran a mărturisit. Ce face copilul? Copilul este la grădiniță în momentul de față, este foarte afectată pentru că a asistat la multe. Oricât aș fi încercat eu să feresc, fetița a văzut lucruri și a fost acolo și suferă și nu e bine deloc. Adică... Copilul e speriat de prezența tatălui? Păi după ce a văzut, e normal să nu fie în cele mai bune stări. E un bebeluș, e un copil de 2 ani și 8 luni, adică nu e normal să vadă cum tatăl ei o atacă pe mama ei. Sunt lucruri, mie e foarte greu să vorbesc despre asta. Nu aș fi vrut niciodată, nici să se știe, dar în primul rând nu aș fi vrut să se întâmple lucrurile astea. Cum îți explici faptul că totuși te-a urmărit în oraș duminică? Nu înțeleg de ce face asta, de ce încearcă să mă intimideze, de ce mă amenință, de ce să treacă pe lângă mine ca să ce, să-mi facă semne, că vine după mine. Nu înțeleg. Nu. A fost și în apropierea casei? În apropierea casei l-am văzut de câteva ori, dar doar trecea cu trotinetă. Sunt o grămadă de probe, dar am încredere că instanța va vedea adevărul, adică nu cred că e ceva neclar. În primul rând, violențele asupra ta. Adică este evident că e pericol social, este evident că e un tip agresiv. Mi-a trimis și acum un video, era rujat, nu înțeleg. Am stabilit de când ne-am cunoscut, el având antecedente cu un alt ordin de restricție de la fosta soție împotriva un ordin de restricție pentru ea și pentru copil. Și noi am stabilit când am rămas însărcinată ca lucrurile astea să nu se întâmple niciodată, indiferent de gravitatea situației sau de toată nebunia. Și fix aici s-a ajuns. Mie încă nu-mi vine să cred. A promis că îi va da 1000 de lei fetiței. S-a ținut de cuvânt? Nu s-a ținut de cuvânt. Nu există niciun ban trimis. Să ne revenim. Nu există niciun ban trimis. Cardul de care vorbește este la el și a trimis bani și scotea imediat la bancomat. Deci nu există banii aia mie, la mine. Alexandru Dobrescu a optat pentru o ținută vestimentară halucinantă pentru prezența înaintea completului de judecată. Reacția lui. Dar mai bine să urmărim declarațiile. Salut! Salut! Dar n-am nevoie de apărat. Ce fac ăștia doi? Trimite-mă pe ăștia de aici, plecați de aici. Auzi, ei sub control judiciar, totuși ai, duminica ai urmărit-o, pe Cristina ai fost după ea, nu? Am urmărit-o, da. De ce? Unde am urmărit-o? La televizor? Nu, în oraș. Cine a zis? Doamna Cioran. Păi și are vreo dovadă? Deci ești sigur că n-ai încălcat ordinul judiciar? Nu l-am încălcat, dragul meu. Eu doar am venit aici, nu mă duc la proces, am venit că știam că o să fie aici. Trimite-mă pe Caragheș ăștia de aici. Nu, te rog foarte mult să vorbești civilizat, pentru că oamenii sunt aici pentru protecția noastră. Având în vedere că ești un tip... Păi nu, ești un tip foarte violent. Nu sunt violent. De ce afirme asta? Îți mulțumesc că m-ai făcut plângere? Încă nu. Mulțumesc. Da, spune-mi, te rog, i-ai promis Cristinei că vei dona, eu oferi o sumă de 1000 de lei fiicei tale. Ai făcut până acum lucrul ăsta? Cine i-a promis asta? Fiica mea are deja pe numele ei jumate din terenul ăla, bă, brother. Te rog frumos, mai băga asta în gură, ține-l mai așa. Păi nu, iarăși devii agitat. Nu sunt violent, tu ești agitat, eu vin să-ți bag ție ceva în gură, ține-l mai așa. Da. Ok. Vreau să se prezinte și oamenii ăștia, trebuie să văd cine stă aici cu mine. Cristina Cioran neagă faptul că ai fi dat acești bani pentru fiica ta. Hai să-ți arăt, vrei să ți-l arăt acum în direct să vedem câți bani ai dat? Bobby! Da. Hai să arătăm câți bani am trimis lui Cristina Cioran. Sau nu, că văd și alte tranzacții. Las că arătăm. Uite, pentru tine special, când ești un om drag și mie și lui Robert Benco, mă obstrucționez, n-am cum să... Îți dau super interviu după ce, să-ți promit. Iarăși ai venit puțin rujat? Nu sunt puțin rujat, e un ruj de la Chanel. Iarăși ai venit cu o ținută foarte nonconformistă. A, e la modă, zici, nu? Da.